Filmul începe cu Noah, care se uită la fotografii cu bărbați pe o aplicație dating. Apoi sună pe prietena sa Molly pentru a discuta despre viitoarea întâlnire din acea seară. Molly spune să nu iasă cu bărbatul, pentru că acestea a cerut să aducă bani pentru a plăti cina din acea seară. Noah însă doar râde și se întâlnește cu bărbatul oricum, deoarece acum este pregătită și este deja în oraș. Puțin mai târziu, îi vedem pe Noah și pe partenerul său, Chad, mâncând împreună într-un restaurant chinezesc. În timp ce conversează la întâmplare, el spune că nu arată mai bine în poze decât în realitate și că nu-i place puloverul pe care îl poartă pentru că este neprovocătoră. Noah se simte media rău după ce aude aceste declarații neașteptate. Înainte de a părăsi restaurantul, Chad îi cere chelnerului să împacheteze resturile pe care vrea să le ducă fratelui său și îi cere lui Noah să plătească partea lui. Afară, Noah îi spune lui Chad că nu se potrivesc, iar el o înjură furios, înainte de a lăsa acolo și de a pleca cu mâncarea. În timp ce Noah se îndreaptă spre mașină, aude pe cineva în spatele ei și se sperie, dar este vorba doar de un bărbat care este cu un copil. A doua zi, Noah se antrenează la sală cu Molly. Îi povestește despre întâlnirea teribilă de seară, în timp ce se antrenează la sacul de box. La scurt timp după aceea vine instructorul de la sală și aplaudă pe toți pentru munca bună din acea seară. Mai târziu, Noah se simte din nou plictisită și decide să se întoarcă din nou pe aplicația dating. La scurt timp după aceea, primește un mesaj de la un bărbat și o poză cu părțile intime. I se face foame, dar descoperă că nu mai are hot dog în frigider. Noah se duce la magazinul alimentar și întâlnește un bărbat pe nume Steve. Bărbatul pare foarte drăguț și îi povestește despre strugurii care au gust de a cădea. După ce gustă strugurii, Noah cedează farmecului lui Steve și dă numărul său de telefon. A doua zi, Noah îi povestește lui Molly despre Steve și îi spune despre întâlnirea lor de la supermarket. În drum spre casă, Noah primește un mesaj de la Steve și se întâlnesc într-un bar din apropiere. Cei doi stau de vorbă o vreme, iar Steve îi dezvole că este un chirurg plastician. În timpul întâlnirilor, Noah dezvole că este singură în viața ei, iar Steve spune că este ca el. Cei doi fac un toast pentru viața lor singuratică. Seara continuă și cei doi ajung în apartamentul lui Noah. Ei încep să se sărute, dar Steve ezită brusc să continue. Totul devine ciudat pentru o vreme, dar Steve își revine și cei doi rămân intim pentru restul nopții. Dimineața, Noah este prima care se trezește și îi face o poză feței lui Steve. Mai târziu, Noah o sună pe Molly pentru a vorbi despre noaptea ei pasională cu Steve. Molly cere contul de socializare lui Steve pentru a-l putea urmări, dar Noah spune că bărbatul nu are unul. Radarul fetei se declanșează și spune că nu este un semn bun. Fiind îndrăgostită de Steve, ea ignoră avertismentul prietenei sale. În acea seară, Noah și Steve iau cina la apartamentul ei. Steve dezvole că nu mănâncă animale moarte, iar această declarație o face pe Noah să-și piardă pofta de mâncare. Steve o întreabă apoi dacă Noah a pomenit de el cuiva, iar fata îi spune că doar prietenei sale. La scurt timp după aceea, cei doi încep să danseze, dar dansul se termină la scurt timp după, când Steve îi face o poză lui Noah. Apoi, Steve îi cere să plece cu el în weekend la o cabană pe care o deține. Noah, fără să stea prea mult pe gânduri, acceptă propunerea lui Steve. Ceva mai târziu, Noah o informează pe Molly despre planurile sale pentru weekendul cu Steve. Molly își exprimă îngrijorarea față de ideea de a pleca cu un străin într-un loc izolat. Pentru a atenua suspiciunile lui Molly, Noah îi trimite o fotografie a lui Steve. În weekend, Steven vine să o ia pe Noah de la apartamentul său. În drum spre casa lui Steve, acesta din urmă îi dezvole că destinația lor surpriză este Cottage Grove. Noah este încântată și o informează imediat pe Molly despre destinația lor. Din păcate, mesajul nu se trimite deoarece nu este semnal. Mai târziu în acea seară, cuplul ajunge la casa lui Steve. Înăuntru, Steve pregătește băuturi, în timp ce Noah se plânge că nu are acces la internet. El spune că este posibil că serviciul să fi fost întrerupt și oferă lui Noah o băutură. După ce bea, Noah începe să se simtă amețită și începe să nu mai vadă bine. Steve îi observă reacția și o roagă să se apropie de el pe canapea. Noah încearcă să se ridice, dar leșine imediat după ce face primul pas. Când Noah se trezește, Steve îi dezvole că a drogat-o. Fata se trezește apoi legată în lanțuri. Ea îl întreabă ce se întâmplă, iar el îi dezvole că este măcelară. Se pare că Steve vinde carne de femeie canibalilor bogați. El spune că o va ține în viață cât mai mult timp posibil pentru a păstra calitatea. De asemenea, îi spune că îi va oferi servicii de gătit de prima clasă, astfel încât să nu rămână niciodată flămândă. Între timp, Molly încearcă să ia legătura cu Noah de mai multe ori. În cele din urmă primește un răspuns, dar mesajul a fost trimis de Steve. Molly primește o poză cu cascade, probabil făcută din Cottage Grove. Grijile în legătură cu prietena ei sunt atenuate, cel puțin pentru moment. În celula lui Noah, fata strigă după ajutor și o altă femeie îi vorbește. Prizoniera spune că nimeni nu o va auzi pe Noah și că este inutil pentru că ea a încercat deja acest lucru. Ea împărtășește de asemenea experiența sa ca prizonieră și dezvăluie existența unei alte femei. Din nefericire, acea femeie a nebunit. Noah îi spune lui Penny că trebuie să evadeze. Molly, suspicioasă, începe să-i trimită din nou mesajul lui Noah, dar Steve îi răspunde numele ei. Citind răspunsurile, Molly devine și mai suspicioasă după ce observă schimbările în modul de a scrie lui Noah. Molly caută pe internet imaginea cascadei și descoperă că este o fotografie luată la întâmplare de pe Google. La casa lui Steve, bărbatul începe să prelucreze carnea umană pentru comenzile zilei. Îi place să taie și să împacheteze cu precizie comenzile clienților săi, pe care le expediază ulterior. Mai târziu, Steve o verifică pe Noah și descoperă că aceasta este încă supărată și refuză să mănânce masa pe care i-a pregătit-o. Noah îl întreabă dacă poate face un duș, iar Steve se gândește cu atenție. Apoi o întreabă dacă se va purta frumos, dacă o lasă să iasă, iar fata spune că da. Când iese din cameră, Noah încearcă să scape, dar Steve o doboară. Ea se trezește mai târziu și descoperă că Steve îi îndepărtează chirurgical fundul. Steve o asigură că totul va fi bine, deoarece este chirurg. Molly își începe investigația în barul în care Steve și Noah s-au întâlnit pentru prima dată. Se dovedește că ea este prietenă cu barmanul Paul, care l-a servit pe Noah la întâlnirea cu aceasta. După câteva flirturi, Molly reușește să-l convingă pe Paul să o ajute. Între timp, Noah se simte dezamăgită de ea însăși, după ce află că este singura deținută care s-a culcat cu Steve. Molly își continuă investigația și descoperă că numele real al lui Steve este Brendan. De asemenea, ea descoperă că acesta are o soție și doi copii. Încearcă apoi să o informeze pe Noah despre descoperirile sale, iar bărbatul primește mesajul. El se preface surprins și nu știe ce să facă. Ceva mai târziu, Steve o vizitează pe Noah cu băutură sa preferată. El îi spune apoi că este obosit din cauza programului său de lucru agitat. Înainte de a pleca, Noah îl întreabă de ce Steve s-a culcat cu ea. Deși la început ezită, Steve îi mărturisește că o place cu adevărat. La bar, Paul primește un mesaj de la Molly cu poziția indirect. Ea intenționează să o viziteze pe Ann, soția lui Steve, și să întrebe despre Noah. Când ajunge acasă la el, Molly spune lui Ann despre prietena ei și spune că soțul ei o înșală. Între timp, Steve aude din nou pe Noah și o întreabă dacă are nevoie de ceva. Înainte de a pleca, Noah îl întreabă ce gust are carnea umană. Între timp, Molly continuă să o întrebe pe Ann despre Noah. Câteva momente mai târziu, Steve sosește în timp ce Ann o conduce pe Molly afară, deoarece nu o crede. Steve se prezintă drept Brendan și neagă că o cunoaște pe Noah sau pe Molly. La ieșire, Molly sună la telefonul lui Noah și descoperă că acesta se află în buzunarul lui Steve. El spune că Molly nu ar fi trebuit să facă asta și înainte ca ea să poată reacționa, Ann o pune la pământ din spate. Timpul trece și Paul devine suspicios după ce nu primește niciun răspuns de la Molly. La scurt timp după aceea, Steve se oprește în camera lui Noah și o întreabă de ce era curioasă de gustul cărnii umane. După ce află că fata este curioasă să o guste, Steve o invită la cină. Între timp, Paul începe să urmărească unde se află Molly. Mai târziu în acea seară, Steve o duce pe Noah în bucătărie și o leagă de un scaun. El pregătește o masă, folosind rezerva sa de carne umană, iar fata îl întreabă de ce place să o mănânce. Steve îi răspunde că îi place gustul de când era copilă. De asemenea, el explică faptul că a găsit alți oameni care împărtășeau sentimentul și a devenit furnizorul lor de carne proaspătă de femeie. În cele din urmă, Steve face un fel de mâncare și nu o gustă. El dezvole că mâncarea a costat aproximativ $30.000. După ce mănâncă, o duce pe Noah înapoi în celula sa. Apoi se duce în camera alăturată și o ia pe Molly. Între timp, Noah încearcă să vomite ceea ce a mâncat, dar nu reușește. Penny o cheamă pe Noah și îi spune că femeia pe care Steve tocmai a scos-o afară pare a fi nouă. A doua zi, Steve îi dă lui Noah o rochie roz și o invită la cină. Ea se pregătește și îi se alătură la masă în acea seară. La scurt timp după aceea, Noah se preface în fața lui Steve că nu mai este deranjată de canibalism. După cină și o mulțime de flirturi, Steve o duce pe Noah în dormitor și plănuiește să intre în intimitate cu ea. Noah se preface, dar apoi îl mușcă tare. În timp ce Steve țipă în agonie, Noah pune mâna pe chei și le eliberează pe Molly și Penny. Cele trei femei urcă la etaj și se întâlnesc cu Steve șchiopătând. În timp ce se ține tare în timpul unei lupte brutale de 3 contra 1, Molly îl pune în cele din urmă la pământ pe Steve. Paul ajunge și el în apropiere și descoperă casa ascunsă lui Steve. Noah, Molly și Penny fug afară, dar Steve le urmărește cu o armă în mână. Ann ajunge și ea la casă și află de situație. Între timp, Paul se sperie și abandonează încercarea de a salva pe Molly. Steve țipă în pădure ca un idiot, iar femeile îl atacă din nou. De data aceasta, Noah ia pistolul și îl împușcă în cap. De data aceasta, nu mai există capitanul America care să-l salveze. Noah își dă seama că lipsește telefonul, așa că se întoarce să recupereze. Când o face, Noah o întâlnește pe Ann, care pretinde că este o prizonieră. Când Noah își lasă garda jos, Ann o atacă. Noah reacționează înjunghind-o pe Ann în gât cu cheile lui Steve. Molly sosește și ea și o termină pe Ann cu multe lovituri în cap. Noah și Molly, epuizate, se așează la pământ. Ele încep să râdă de situația lor și filmul se încheie după ce Chad trimite un mesaj pe telefonul lui Noah. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!